Salutare, salutare! Ștefan aici. Bine v-am regăsit la încă un clip pe canalul Ghidul de Salere. În materialul de astăzi am să vă vorbesc despre SSD-ul extern crucial X10 Pro de 2 tera. Dacă în materialul anterior v-am vorbit despre fratele mai mic X9 Pro, în acest material am să vă vorbesc despre acest vârf de camă, care vine cu dimensiuni similare și cu o viteză de scriere și de citire dublă față de X9 Pro. Pentru cei familiarizați doar cu SSD-urile SanDisk Extreme Pro, care au în acest moment și ceva probleme de firmware sau cu Samsung T5, T7, ar fi bine să știți că cei de la Crucial fabrică memorie sub numele Micron la nivel global într-o proporție foarte, foarte mare de la plăci video la sticuri și la multe altele. Ca o mică istorie a SSD-urilor externe, avem acest Crucial X6 care a fost primul model lansat de aceștia. Ulterior au urmat un X8, după aia s-a născut acest X9 Pro și iată ne ajung acum la X10 Pro. În timp SSD-urile crucial și-au dovedit valoare și fiabilitatea. Am acest X6 Pro de aproximativ 3 ani și merge fără cusuri, chiar dacă arată rău ca să zic așa, plin de zgârieturi. A căzut și de foarte multe ori, dar își face treaba și în acest moment foarte bine. Totuși, dacă ai nevoie de un SSD extern pentru backup sau pentru lucru direct, acest X10 Pro și viteza lui de 2000 de megabits la citire și la scriere poate fi foarte utilă. Construcția acestui SSD este metalică, are un lanyard loop pentru a prinde un elastic sau ceva ca să nu pierdeți acest SSD. Este cel mai compact SSD de 2 tera pe care am pus mâna până acum. Puteți observați că aceste două SSD-uri sunt identice, cel puțin la exterior, doar interiorul conține NAND-uri mai performante, până și interfața USB-C 3.2 de generație 2 este identică. Acum să intrăm și pe partea de performanță. Am măsurat acest X10 Pro cu Crystal Disk Mark și am obținut viteze de citire de cam 2000 de megabit, în timp ce scrierea asta cam pe la 1800. Încă o aplicație sintetică de testare care este foarte bună este Ato 4.0 care simulează transferuri de fișiere care sunt cuprinse între 512 bits și 64 de mega fișier. Acest lucru arată clar viteza de scriere și de citire pe un spectru larg de fișiere și se obțin undeva la vreo 1,71 gb pe secundă la scriere și cam 1,87 de GB pe secundă la citire. Performanțele sunt destul de bune, vorbind despre cele sintetice și veți obține aceste performanțe la scriere doar când transferați de pe un SSD M2 PCI Express 3.0 sau 4.0 pe acest SSD. Transferurile între două astfel de SSD teori identice, se situează undeva pe la 1 GB pe secundă la scriere și cam 1,5 GB pe secundă la citire. Performanțele nu sunt aproape de cifrele declarate, dar sunt duble față de X9 Pro. Când alegi un SSD extern pentru editarea fișierelor foto și video, trebuie să te gândești neapărat la performanță pentru că dacă la editarea foto scap cu 5-6 de MB pe secundă atunci când exporți, la editarea video ai nevoie de ce mai mult, astfel SSD-ul X10 Pro ar putea fi mult mai potrivit. Sigur, nu puteți face doar editare video direct de pe SSD, puteți face și backup-uri rapide și multe alte lucruri. Cam acesta ar fi material despre Crucial X10 Pro. Acum o mică avertizare la final de video, să aveți grijă când faceți stocare pe SSD, pentru că acestea se uzează fizic și după o perioadă de timp vă puteți trezi fără date și recuperarea de pe SSD-uri este în general foarte, foarte dificilă, astfel vă încurajez să aveți instalat HD Sentinel și să preveniți cât se poate de, de vreme defectarea unui astfel de SSD. Indiferent că este crucial Samsung sau orice alt brand reputabil, puteți avea surprize. Pe partea de costuri de stocare este bine să știți că un Crucial X9 Pro de 2 tera este în acest moment undeva la 930 de lei, în timp ce un X10 Pro de 2 tera ajunge undeva pe la 1300 de lei. Surplusul de preț oferă o performanță pe măsură și pe viitor, fiind niște SSD-uri nou lansate, ne vom aștepta și la reduceri mai mari de preț, pentru că SSD-urile în general au scăzut la preț și au crescut ca și capacitate în ultima perioadă. Cam asta ar fi material despre X10 Pro, îl recomand. De asemenea, dacă nu ai nevoie de viteza acestuia, îți recomand un X9 Pro. Cam asta ar fi. Îți mulțumesc pentru vizionare. Dacă ți-a plăcut acest material, poți să lași un like, un comentariu cu întrebări. Poți să te abonezi cu sau fără clopotel, Eu sunt Ștefan și ne revedem în curând la încă un video.